Salutare mafioțile și mersi la un nou vlog. Este un vlog special deoarece astăzi ca invitat special o avem pe... Madi, bună! Opa, stai așa, Madi, că din invitat special am trecut la cameraman. Madi, a venit ziua cea mare. Da, ziua cea tristă a venit. De ce mai e tristă? Oameni buni, ăsta este un vlog în care vă anunț practic că Opelul va fi scos la vânzare. Spre supărarea mea un pic, dar probabil și spre fericirea mea, pentru că atunci când îți cumperi Opel, ești fericit de două ori. Atunci când o cumperi, dar și când o vinzi. Stai, adică încă n-ai vândut-o. Da, corect. Mă interesează faptul că vreau să o vând sau că vrem să o vindem. Cred că invers este situația acolo la tine. Ar trebui să dai încă o dată de trei ori să te întorci. Bata, nu să mă întorc. Ăla trebuie să fie cu fața spre tine. Gimbalul. Man. Eu ce zic? De trei ori. Bineînțeles că în spatele meu se află fulgeraș, frumusețea asta de mașină, care vreau să vă zic că ne-a dus, ne-a întors de fiecare dată până când a început să ne facă câteva probleme pe care le-am reparat ulterior. Apoi iar ne-a dus, iar ne-a întors, ne-a fost de foarte mare folos, doar că o vindem, nu vă gândiți că o vindem din cauza costurilor neapărat, o vindem deoarece avem nevoie de o mașină care să ne fie mai practică în timpul filmărilor. O mașină în 4 locuri deja avem, este vorba de BMW, și avem nevoie de o mașină mai practică pentru filmări. Nu pot să zic că ne încurcă neapărat, dar uneori ne dă bătaie de cap. V-am zis că ne dă bătaie de cap și un loc de parcare pentru mașina asta, ne dă bătaie de cap și un consum, ne dă bătaie de cap și o posibilitate daună, o stricăciune, e corect? Zic. Nu, Madi, cred că te intri prea în amănunte. De ce? Ne trebuie o mașină. Ce faci? Te dezbraci la pe filmare? Ce faci aici? Voiam să trag de asta. Vreau să trag de asta, așa mai jos. Hai să vă explic eu cum o treaba. Vrem să luăm o mașină, în primul rând, să fie mai mică. E o mașină destul de mare, o mașină care noi am luat-o la început și am zis, bă, frate, ce mișto e că e cupe în două uși, e frumușică. Într-adevăr e frumușică, nu pot spui că e urâtă. Exact, și îmi place super mult perla pe care o are și văd că se vede super bine acum în soare. Da. Pune despre mașină, ce mașină este? Este vorba despre un Opel Astra H GTC cu pachet OPC, evident se poate observa. Are o motorizare de 1.7C DTI. 125 de cai putere atunci când apeși butonul sport. Dacă nu apeși butonul sport, are undeva la 90 de cai. Cred că totuși merge pe aceeași mapă de putere, adică doar răspunsul la pedale e puțin mai rapid. Când ai spus pachetul PC, la ce te referi? Hai să vedem așa pachetul PC. La bara din față. Ok. Mă rog, ulterior noi am schimbat și grilele, și cea de sus și cea de jos. I-am pus ambele grile... Fagure. Exact. Aici a fost o mică problemă cu bara, deși ea este OPC, noi nu am vrut să o schimbăm, pur și simplu am refăcut-o. Da, era spartă. Da, ați văzut voi pe vloguri ce s-a întâmplat. Ei, problema este că aici mi iese un pic grila asta, probabil domnul Gixu nu a fixat-o acolo bine, un cleștișor, este doar un cleștișor. O să mergem la Gixu să-l punem la loc. Ok, grila asta de sus. Asta a fost schimbată, a venit cu inscripția OPC pe care am lipit-o eu cu scoci, cu lipici. Și suporții de număr? Suporții de număr, numărul este pe magnet. Se vadă exact suporții pe magnet. Și numărul ăla e puțin șifonat pentru că eu am făcut o mică tamponare cu mașina și din cauza asta avem numărul puțin tamponat, să zic așa. Dar oricum, după ce o cumpără cineva, își va pune un număr care va fi ca nou. Nou, de fapt. Pe partea de faruri, avem faruri cu halogen. Halogen era să zic, nu, mamă, ce mic era, mă credeam. Dar farurile au primit și o polișare și o folie de protecție. Cred că farul ăla din dreapta, asta le trebuie și defectele puțin, pentru că n-aș vrea să vină oamenii să vadă mașina și să după aceea spună, domnule, ce defect are aici. Am schimbat cineva un bec, se arsese și n-a pus capacul și a intrat puțin în mizerie. Cineva, adică cel care filmează, ca să înțelegeți despre cine este vorba. Da, dar serios, vă treaba asta, 100%, cred că dacă scoți capacul de acolo și cureți farul, dai farul jos, se rezolvă foarte ușor. Bun, hai să mergem pe lateral, să vedem ce modificări am adus, pentru că noi nu am mașina în felul ăsta. Exact. O să începem cu modificarea care mie mi-a plăcut cel mai mult. Dacă până acum v-am arătat mașini pe care le-am găsit pe OLX sau mi le-ați trimis voi, astăzi o să vă prezint raportul mașinii pe care o vedeți astăzi, adică mașina lui Madi, care într-adevăr a avut câteva daune în Belgia, dar cel mai important lucru, după cum puteți să vedeți, istoricul mașinii pe parte de kilometri arată cam așa. Putem să observăm că avem istoric de două ori în fiecare an,
și kilometri pe care îi avea mașina în 2022 erau 244.000, iar acum mașina are 255.000 de kilometri. Dacă mergem la partea de daune, putem să observăm că a avut o daună în lateral cuprinsă între 1.500-3.000 de euro în 2019, o daună cuprinsă între 500-1.500 de euro, o altă daună în față, am cumpărat-o cu dauna aceasta, avea bara față spartă jos, noi am refăcut-o, și o daună în lateral stânga. Putem să observăm prețul la care mașina a fost scoasă la vânzare, 4.200 de euro în 2019, o listă de dotări și, cel mai important, avem poze cu mașina din momentul în care a fost cumpărată de fostul proprietar. Dacă nu vrei să iei o țeapă și vrei să cumperi o mașină corectă, îți poți verifica mașina pe care Vertical cu 20% reducere din linkul din descriere sau folosind codul MERITA. Vizionare plăcută! Și e vorba de oglinzile stil Batman. Mașina asta a venit fără un căpăcel pe partea asta și i-am luat un căpăcel, dar am dat comandă și de aceste capace care mie mi se pare că se potrivesc super bine cu mașina. Au fost vopsite, dacă nu mă înșel, da, sau au primit polish, nu mai știu exact. Nu, și vopsite. Le-am lăsat la Sorin odată cu bara, parcă. Da, da, da. Ok. A primit câteva, nu știu, mici colantări pe aici, pe margine, ca să facem un chrome delete, dar cea mai mare schimbare pe care a primit-o această mașină pe lateral sunt jantele astea superbe. Eu m-am îndrăgostit de ele când le-am văzut. Nu mi-a plăcut ideea de Pentastar. Ulterior mi-am dat seama că eu am vorbit cu Dan Cristian Vlogs despre niște jante, dar nu știam exact cum arată și acum că le-am revăzut. Speedline. Alea. Deci mi se par foarte frumoase și regret că nu mi-am dat seama la început cum arată. Și erau și ușoare alea, față de asta, care într-adevăr, după ce le-am pus, a crescut puțin consumul, că îți spune tu puțin de consum. Bună! dar și astea mi se pare că se potrivesc de minune pe mașina asta. Arată mai bine asta. Ca Speedline-ul ăsta, sincer. O face așa agresivă pe mașină. Și dar... ai uitat ceva magic aici în față. Aici în față mai avem și niște anvelope All Season. Noi. Ok, da. Le-am luat, deci au... A fost cadoul pe care l-am primit eu de la Moș Crăciun sau Neculae, nu mai știu care, dar de la Moș Cornel l-am primit. Moș Cornel, exact. Da, are anvelope MS DOT 2022, exact. Au 6 luni de folosință, deci anvelopele sunt încă bune. Din nou, pachetul pe ce se continuă pe jos pe aici, Madi? Da, mie la început, nu știu, eu mă gândeam să-i pun prelungiri de praguri, adică, dar am stat așa și m-am uitat cât de bine se potrivește pragul ăsta așa simplu. Ai, și mi se pare că bandourile astea au avut o problemă sau cea de pe partea cealaltă, dar am rezolvat-o și pe aceea. A fost un pic dezlipit, un pum și s-a rezolvat. Bun, deci am și pragul, pachetul pe ce e cam complet, adică are toată treaba asta în afară de motorizare. Mașina aici sus nu avea căpăcelele astea. Le-am cumpărat noi, sunt printate 3D. Băiatul ne-a zis că n-ar să reziste o vară, dar s-a pus gândacul pe mâna mea, n-ai văzut? Revenind la... Mamă, mi-e frică acum. Revenind la căpăcelele astea de aici, mașina nu le avea. Singurul pe care îl avea este acesta și se poate observa. Ele au venit printate 3D. Băiatul care ni le-a dat ne-a zis că e posibil să nu reziste, dar aparent nu știa ce muncă bună poate să facă. Oricum, avem eleronul de OPC. Uite, avem aici eleronul ăsta frumos. Da. Și hai să dau așa un walk-around, adică un walk-around, o privire de ansamblu, să zic așa, cu Opel-ul. Să vezi ce frumos e. Băi, e o mașină frumoasă. E foarte drăguță. Din nou, și pe spate mașina a primit câteva modificări. Ce nu am schimbat de când am luat-o? Este în bagaj, vă promit că dacă vin să cumpărați, vă dau și căpăciolul de muștar care trebuie înlocuit. Deci nici până ziua de astăzi noi le-am cumpărat și pur și simplu nu am făcut modificarea asta. Bandoul acesta din spate, la fel, i-am făcut chrome delete. Okay. Pe spate i-a mai schimbat și acea antenuță, o avea pe aia înaltă și n-avea mai lunguță așa și n-avea nicio noimă. Nici asta nu mi se pare că are o noimă. Eu în mintea mea aveam de gând să-mi pun fix cum e aia de la BMW, aia de rechinaș. Da, coadă de rechin, da. Ar fi fost mai drăguță aia, dar na, ce să-i faci acum? Am uitat să vă zic că mașina are folii pe geamurile astea de aici din spate, dar și pe Hyon. Cu certificat, cu tot, cu omologare. Exact. Cred că i-am făcut și niște polish aici la stopuri, din câte mi-aduc aminte că arată mult prea bine stopurile astea și din câte mi-aduc aminte am făcut și polish la stopuri. Da. Stopul ăsta de aici nu e capac de muștar, e cel normal. Dar că tot vorbeam noi de polish, mașina a primit un polish integral. Da, exact. Băi, mașina e destul de faină. Puteți să vedeți și voi care și bara spate de OPC, nu e cea cu evacuare pe centru pentru că este un diesel. Dar cel mai important lucru, Madi, și ce mi se pare mie la mașina asta? Hai să intrăm în interior pentru că acolo mașina, intră tu acolo frumos, deschide geamul.
A, de fapt, stai că până să intri la interior... Mașina este keyless go, keyless entry. Cam așa arată și cheia. Bineînțeles că vă dau și acest breloc cu Opel, dar și pe ea putem regăsi un Opel. A avut un înveliș așa de, nu știu ce a vrut să fie plastic. Asta, o folie, dar s-a, pur și simplu s-a, cum se zice, s-a dus. Ok, deci avem keyless go, keyless entry, mașina da, uite, se deschide. O închid acum și ca să o deschid... Cum vă ziceam, mașina este keyless go, keyless entry. Ați văzut că am închis-o mai devreme. Și aici, și la acum, interior. Oh, ce frumoasă e la interior, nu? E curățică. Băi, la interior și mie îmi place, sincer, cum arată cu scaunele astea, chiar e destul de mișto. O mașina, sincer, dacă i-aș fi pus ceva, i-aș fi pus panoramicul ăla deasupra. Dar hai, intră în ea puțin și deschide în geamul, pornește puțin să vadă oamenii cum se aude motorul. Vreți-o și pornesc? Da. Hai să scot din viteză. O să-ți faci și un test drive, chiar oricum. Oh. Motorul pornește foarte repede, adică n-am avut probleme cu motorul până acum. Scaunele sunt încălzite, sunt cele Recaro. Singura problemă la ele este că aici e un pic, nu știu, rupt. Puteți să acoperiți voi cu ceva treaba asta. E o mașină în 6 trepte. La un moment dat am avut în gând să fac mașina roz și vă mulțumesc pentru susținere, dar din păcate nu s-a întâmplat acest lucru. Și voiam să fac și trimurile interioare care sunt gri. Voiam să le fac un negru cu roz prin ajutorul lui Alex cu hidrotransfer și mi-a zis că se putea face ceva, dar am renunțat având în vedere că nu am continuat proiectul. Hai să le prezentăm oamenilor dotările. Avem faruri automate, exact. Pilot automat, comenzi pe volan, volan din piele. Aici pe partea de dotări mașina este aproape full, cred că lipsește suspensia IDS și avem încălzire în scaune, senzor de parcare spate, buton sport, încălzire în scaune, climă automată, CD cu navigație, avem display-ul mare acolo cu navigație, cu Bluetooth, toate lucrurile astea. Avem și auxiliar. A, și auxiliar, da, și aici cred că trebuia să fie și telefon, dar din păcate nu mai este. Mi-au plăcut super mult scaunele astea pentru că noi pe BMW am avut cam același model de scaune care are pernuța asta așa, care se dă în față. Asta mi-a plăcut la nebunie și asta a fost un motiv în plus pentru care mi-am dorit mașina aceasta când am cumpărat-o. Oricum, scaunele astea sunt scumpe, le-am văzut pe internet, sunt vreo 3000 de lei doar, exact. Scaunele. Plafon negru. Încă o schimbare pe care noi am făcut-o la interior a fost să schimbăm aceste beculețe de pe față. Le-am pus LED-uri și am uitat să vă zic la partea din spate că la fel am LED-uri pe semnalizare, dar și pe manșaliere. Și când ai în spate, practic e discotecă. Bun. Deci cam asta ar fi cu interiorul. Hai să scriem și capul să vedem cum se aude motorul. Nu doar asta este cu interiorul. Eu am aici o telecomandă pentru că am luminițe. O să vă las un cadru de noapte pentru că atunci se vede mult mai bine. Am luminițe în față, dar și în spate. O să vă lăsăm noi să vedeți. Pentru că tot mă aflu în mașină, o să vă arăt și cum funcționează telecomanda asta. Vă ziceam că este pentru LED-urile pe care eu le am atât în față cât și în spate la picioare. Și haideți să pornim, dar nu înainte de a singe lumina să se vadă cât mai bine. Și să le pornim și s-au aprins roșii, mov, albastre, verzi chiar. Și am și eu la pedale, le regăsim și aici în spate. Ce să mai... S-Class. Și acum hai să deschidem capota să vă arăt și motorul, nu? Ca și defecte până deschidem Adi capota, pot să vă spun eu că avem de schimbat bilete de direcție pe față, un arc pe spate care a decedat, iar pe partea de motor cam așa arată motorul. 1.7, 125 de cai, cât sunt între Adi? 250.000 ceva genul, nu? De parcă da. Da? Vă lăsăm aici și un raport care vrei ca să vedeți kilometrii sunt reali, avem și poze în raport, motor care trage, frate. Da, chiar se împinge. Îmi place super mult că atunci când e într-a treia și dai blană, mai ales cu butonul sport, se ridică așa de bot și e așa drăguțică. Oh, damn. Gata, mafioților, a doua zi, deoarece data trecută a uitat să MTB-ul să pună camera la încărcat, aveam doar camera mare încărcată. Astăzi nu mai e la fel de soare. În schimb, noi vom face astăzi review mașinii și mi se pare mult mai interesant pentru că e a doua zi, n-am pornit mașina și va fi prima pornire a mașinii, trebuie să-și filmăm treaba asta. E test drive, nu e review. Păi prezentare de vânzare, adică încercăm și noi să vindem mașina asta. Așa, keyless go, keyless entry, deci cheia este, stai să le arătăm oamenilor, că este cheia la mine. Asta e cheia, poți să o pui unde vrei, Madi. Piciorul pe frână, pe ambreiaj de fapt. Contact. Mă vezi să pornesc mașina? Da. Și dă-i, hai. Cam așa pornește
Opolașul. Sfer de cheie frumos, au dispărut toți martorii. Aia frâna de mână acolo pusă. Dă-i frâna de mână jos, Madi. O lăsăm 10 secunde. 10 secunde, hai 10 secunde. 5, 4, 3, 2, 1. Gata, bagă în Rebelion! Bagă în Avem senzorii de parcare, avem și butonul sport, o să vi le arătăm după aceea. Dar cea mai... Trebuie să dăm muzica mai ușor că... Ce muzică? Muzică, vă zice asta, auxilierul ăsta. La audio acolo, cu urechile mele de pianist. Avem partea de încălzire în scaune, vă spuneam că de obicei când stau aici în dreapta, e cam nașa pentru că aici încălzirea în scaune, cel puțin la mine, pe partea dreaptă, nu funcționează. În schimb, dacă îi dau lumea din încălzire, o să-i frigă fundul. Oh my God! Wow! Ideea este că nu poți să-l ții pe toate cele trei trepte, că într-adevăr o să-ți frigă fundul la propriu. Două, așa, depinde cât e de frig. Bun, deci asta e treaba de partea de probleme, să zic așa, la interior. Alte lucruri la interior care nu funcționează, nu cred că sunt. Sunt alte lucruri? Păi nu, că mare parte nu funcționează navigația, mare parte nu funcționează navigația. Da. A, ce minus mai are mașina asta este faptul că nu are indicatorul acela de apă. A, da, trebuie să intri în meniu, să crezi, să apeși aici settings, aștepți câteva secunde, frumos. Dați două secunde. Așa, și apoi de pe butonul BK, treceți prin toate lucrurile astea și vă arată toate, toți parametrii mașinii, cât mergeți, injecția, ferul, tot felul de chestii. Mișto treaba asta, sincer. Și aici, dacă tot am ajuns la computerul de bord, hai să le arătăm și consumul. Avem consum de 5,4. Drum lung, alergată puțin, n-am mers foarte ușor, bine, am mers și legal, oarecum, dar puțin mai rapid. Am dat motorul rece, dar mi se pare că s-a de destul de bine, 1.7 de CTT sau de bine, ronță, e frumos, valoare, e ce trebuie, oricum și uleiul pe care l-am pus. Parcă motul, nu? Da, da, da. Motul. Motul 530. Cred că mai are vreo 1000-2000 de km până trebuie făcut schimbul de ulei. Dar încă se împortă destul de bine. În rest, pe interiorul comenzile volan funcționează. Da. Deci totul funcționează. Nu pot să vă dau drumul la muzică, ca să vedeți că funcționează de aici. Am dat drumul la muzică. A, dacă aveți, dacă sunteți conectați la telefon, la muzică de pe auxiliar, să știți că nu puteți să schimbați muzica de pe volan. Da, așa cum încearcă Mihai să-mi facă mie. Dar la BMW puteam să schimb tot timpul de butonul acela. Poți să schimbi, dacă te gândești la Bluetooth, melodia direct din YouTube de pe telefon. Ca defecte, ce defecte să mai găsim noi? Să le spunem oamenilor exact cum e mașina. Adică dacă vin să o cumpere să nu auzim lucrurile astea. Am spus despre acul de pe spate, care se aude. Ia. S-a auzit puțin acum când am... Da. Ce-i drept, acum avem niște greutăți în... Niște gantere. Da, în spate și nu știm exact de la ce se aude. Nu, se aude și arcul respectiv, arcul pe stânga. Și iarăși o chestie care se aude, mai e și volanta, care după ce trecem din bumperul ăsta, o să încerci să o accelerezi puțin. Asta e, atunci să dau întâi. Și acum, dacă facem liniște... Gata, ați auzit, s-a făcut hât. Asta e sunetul, ia. Da, adică... face prima dată și după aceea nu prea mai face. Faza e că în momentul când apeși ambreiajul nu se aude volant. Adică e volanta, dar nu e atât de grav încât să, nu știu, să trepideze mașina, să nu intre în viteză sau chestii de-astea. Dar e o chestie pe care vreau să vă spun ca să vedeți și voi, adică să știți ce cumpărați când veniți după și mașină. Când ne-am dus după mașină și ne-a zis băiatul ăla, nu știu dacă e volanta, dar eu așa bănesc că e volanta. Și a fost un test drive după aia și vreau să vă zic că s-au contras o grămadă dacă este sau nu volanta. Și nu credeam că e volanta, sincer. Nici acum nu cred că e volanta, cred că ceva rulment de presiune, nu știu, ceva vibrează care face treaba asta. Că volanta, eu știu că se aude când apeși ambreiajul, dar mă rog. În rest, butonul sport funcționează, adică în momentul când apăsăm pe sport, dă-i mai de puțin ea. A patra care cărie. Da. Deci a patra lasă puțin mai ușor ca să audă oamenii și căritul în a patra. Un alt defect pe care mașina l-are, cărei în a patra. Nu știu care e treaba, dar în orice treabă pe care băgați, a întâia, a doua, a treia, a cincea, a șasea, nu are niciun zgomot. În schimb, dacă dăm patru, e mai de o dată patru. Ia să auzim. Uite cum nu mai cărit. Ce nebă? Nu mai cărit. Stai că dau a treia. Așa? Acum a cărit, da. Ba da. Okay. Da, dacă ajunge în mijloc și după aceea bage a patra, că eu am scos și am băgat, adică... Păi așa, ia până pe liber acum. Așa. Și de a patra. Tot se aude puțin. Puțin, da. Ideea este că noi am evitat să tot băgăm a patra pentru că ne era frică să nu facem o trăsnaie mai mare. Și am zis, bă, putem sărim treapta aia, dădeam un pic, accelerăm un pic mai tare și băgăm direct a cincea.
Da, eu zic că e o mașină cinstită. Opelul de obicei e vorba aia că te bucuri când cumperi Opelul și când îl vinzi. Noi chiar ne-am bucurat când am cumpărat-o. Da, chiar da. Ne-am bucurat și cât am avut-o. Acum nu știu, eu vă zic sincer că nu o să mă bucur când o să o dau, că eu plâng după mașini oricum. Noi chiar acum am mers să ne uităm după o mașină să vedem ce mașini ar trebui să ne cumpărăm în viitor, să vedem ce găsim pe aici prin Severin, dacă, ce prețuri sunt. Dar într-adevăr, mașina asta cât a fost, a fost bună. Cred că o să fie și în continuare bună, nu zic, nu? Dar pentru noi nu mai e, adică nu știu, de cam încurcă oarecum, adică e și în două locuri, nu mă încurcă foarte mult că e în două locuri, sincer, că nu prea avem patru persoane. Nu, dar și când ai nevoie să mergem patru. Da, te cam chinui, să zicem așa. Adică, nu știu, în ultima vreme mi s-a părut că am tot avut musafir și a trebuit să ne deplasăm cu mașina. Oricum tot în două locuri o să luăm. Pe noi de aceea faptul că nu avem două locuri de parcare și mașina asta tot timpul trebuie parcată pe unde apucăm. Sau trebuie să ținem loc cu BMW-ul, să băgăm și Opel-ul și tot felul de chestii. Și mi se pare aiurea, frate, pentru că, uite, noi am dat polișul ăla și eu o lăsam la marginea străzii și mă trezeam cu neacaise, că îmi ridica mie ștergătoarele. Adică nu știu cine mi le ridica, dar ideea este că atunci când te apropii de cineva, de o mașină, da, să ridici un ștergător, o zgâri cu geaca, cu ceva. Și nu merită neapărat treaba asta, adică nu merită mașina să sufere. Da, asta ar fi un motiv și al doilea motiv, parcă vrem ceva mai mic și ceva să-l facem strict pentru filmare. Da, adică mai practic la filmări, pentru adică, că, din nou, ne aplecăm peste uși, e destul de periculos. Și e destul de înaltă, să știi, adică mă uit acum la ea că e destul de înaltă. Chiar dacă am reglaj și pe înălțime la pasager, ceea ce e mișto, că multe mașini nu au treaba asta, au reglaj doar pe înălțime la șofer, să mergi tot în față. E destul de interesant treaba asta, totuși asta e cam înaltă și în momentul în care trage în cadre e peste mână. Acum poate mulți o să vină să spună, bă frate, că voi ați luat-o cu un preț mai mic, într-adevăr, și vrei să o dați cu un preț mai mare. Păi noi am luat-o cu un preț mai mic pentru că a avut și defecte mașina, nu a fost în starea care e acum. Mașina, până am luat-o, avea bara pe față spartă, ciuruită, exact, refăcută, cred că n-a costat vreo 1000 de lei. Da, cu... și cădea. Da, și cădea, nu avea suporții de bară toate astea. Deci a fost refăcută, vopsită, cred că a fost vreo 1000 de lei, n-avea jantele astea și pe asta m-a dat 1000 și ceva de lei. Nu avea grilele astea. Nu avea grilele astea. Nu avea anvelopele astea. Și anvelopele a fost vreo 2000 de lei pentru că sunt anvelope noi old season. Ce nu mai avea? Capace de oglinzi, n-avea polișul care a costat mult. Asta vreau să zic, n-avea nici poliș, era plină de zgârieturi și de găinați de la de porumbei, găini ce fie ele. Capace la oglinda aia cel puțin n-avea capac deloc. Da, adevărat. N-avea capacele astea de sus de pe plafon. Nu le avea nici pe alea. Adică niște costuri, cred că, cred așa, dacă acumulăm cât am băgat, cam ne apropiem de 2000 de euro. Cu tot, cu poliș, cu jante, cu anvelope, cu grile, cu bară refăcută, cu tot felul de chestii pe care le-am făcut la ea. Nu e o mașină perfectă, într-adevăr, mai are chestii, auziți și voi. Da, se aude, cred că ăla pe dreapta pare. Ăla pe stânga, îți pare arcul de pe spate. Sânga. Mai sunt bieldele de direcție care trebuie schimbate. Adică, poate în mașina s-ar putea băga, nu știu, 300-400 de euro să fie țiplă cap-coadă mașina. Dar noi nu mai vrem să mai băgăm treaba asta, să mai băgăm bani în ea, pentru că vrem altă mașină. Și în momentul în care vrei altă mașină, o dai mai departe. Iar prețul pentru mașina asta, pe care o să-l vedeți în descriere, poate părea mult, dar vă rog frumos să-mi arătați și mie în descriere, să-mi lăsați în comentarii un alt Opel Astra HGTC din anul 2008 cu kilometri reali, o să vă las raportul de pe care vertical, cu pachet OPC de fabrică. Corect. La banii ăștia. Wow, uite ce frumusețe. Da, frumos cupe. Unde e Porsche se cupe? Eu când ți-am spus să ții Porsche se cupe, sunt... Tu nu, Batman. Haide, nu exagera, lasă-te. Da. Deci lăsați-mi un Opel Astra HGTC OPC la prețul ăsta și pachet OPC și cu dotările astea și eu mai las la preț, dacă e în felul ăsta. Oricum eu, Madi, mai lasă la preț, că e mașina lui Madi. Tata socru mai lasă la preț, că e mașina lui tata socru. Adevărat, așa asta, că nici măcar nu e mașina noastră. Fac dreapta. Fă dreapta, da. Geamurile funcționează, ia de cu cele patru geamuri, cu cele patru geamuri. N-am cum să dau, doar cu al tău pot să dau, pentru că am GoPro-ul aici. Așa. Ideea este că, voiam să vă zic că Mihăiță zicea că nu vede el în față, că îi se pare o mașină destul de înaltă, care scaunele astea înalte, dar vorbea el la un moment dat de reglaje. Scaunul șoferului se reglează oarecum și pe, mai pe spate, are o clapetă acolo și îl dai ori mai pe spate, ori stai așa. Problema e că noi, tot timpul, dacă conduce și Madi și eu mașina, dreapta, te faci. Conducem amândoi mașina, tot timpul Madi are alt reglaj total diferit față de mine, eu am alt reglaj. Tot timpul cum am mașina asta mi se pare că e total dereglată poziția la volan. Are și volanul care se reglează pe înălțime și pe adâncime, adică și volanul e reglabil. Volanul are mici urme de uzură, dar
Nu mi se par grave, adică... Și dacă îmi dați voie să fac o recomandare, recomand mașina asta unor persoane care au până într-un 1,80 m. Da, da. Eu am 1,82 m și deja mi se pare plafonul ăsta puțin în cap așa. Și dacă pun parasolarul, nu mai văd nimic, adică pur și simplu... E beznă. Da, e beznă în față. Plafon negru? Da, asta mi se pare bombă. Că e de fapt, e și de fabrică pentru că are și plafonire negră, are și mânere negre, totul negru și are și suportul de ochelare acolo în stânga negru. Și mașină dotată. Aici vezi telefonul în cotieră. Deci noi avem suport de ochelare acolo și ținem ochelari în ușă. Nu, mă, sunt acolo. Ai ochelari aici? Da. Păi și ai ceilalți din ușă? Ceilalți? Ăștia să ia urâții, băi, urâții aici. Eu și aici, da. Pe care să dau o notă mașinii? Dă-i o notă, Madi, tot timpul pe care l-am petrecut cu ea. I-aș da un 8. Și la mini ce note ai da? 5. Pe une? Și la Smart? Smart-ul 10. De ce Smart? Da, chiar dacă era el așa stricat. Deci mă făcea atât de fericită mașina aia cu parbrizul ei spart dimineața când mergeam la muncă. Bun, deci asta 8. Păi, sincer, știu că am de un 8. Da, parcă... pot să zici că ne-a încurcat așa super mult cu parcarea. De multe ori, asta ne încurca, că veneam uneori târziu acasă și nu aveam unde să parcăm și mi se rupea sufletul să o las așa nimănui pe unde, nu știu, tot să conducă. Nu, și când spunea cineva că Opel-ul e așa o mașină seacă oarecum, te plictisești repede de ea. Așa. Eu nu l-am crezut. Când l-am cumpărat mașina asta, mi-a lăsat cineva un comentariu că o să te plictisești de Opel. Păi și nu l-am crezut, e o mașină cinstită de care te plictisești de ea, că n-ai probleme cu ea, știi? Adică e genul de mașină care merge oriunde. Nu e bine să n-ai probleme, da, cu ea? Da, nu știu, mi se pare că e... Bine, cred că m-aș plictisi mai repede de un Passat. Dacă mă trebuie, mi se pare așa basic, de tot în Golf sau un Passat. Asta măcar mai arată cum trebuie, așa, nu știu, are o formă. Arată bine, da, de la spate cel puțin e super sexy. Mie nu prea mi-a plăcut pe modelul ăsta, nu prea mi-au plăcut farurile, dar m-am obișnuit cu ele. Prea mare, adică, față, da. Da, asta. Mi se pare așa un spațiu de la inutil cum ar veni și nu dă foarte bine farurile astea, nu dau bine ele cu pleoape. Da, și nu dau prea bine nici cu xenon. Am uitat la bulbul ăla de xenon, parcă arată mai bine cu halogen. Anunțul găsiți pe OLX, o să aveți un link în descriere. Sunați dacă sunteți interesați de mașină. Negociem în limita bunului simț. Pentru că suntem conștienți că orice mașină se negociază. Și să nu uitați capacul de muștar, scuze-mă că te-am întrerupt. Da. Capacul de muștar, să știți că e în spate, vi-l dau și pe ăla. Da, avem încă capacul de muștar în bară, dar avem și acel stop. Ăla de schimb. De pe care l-am luat, dar nu l-am schimbat, am zis că îl lăsăm așa, că asta se semnătura mașinii. Capacul de muștar, exact. De pe bara de spate. Bada viitoare am fost mai de toți banii, ea a fost Madi și dacă vreți să cumpărați mașina, intrați în linkul din descriere și dacă chiar sunteți interesați, vă așteptăm să cumpărați mașina. Bada viitoare, toate cele bune. Pa, pa. Pa, pa.